Domnii care ne filmează, aveți cu domnule primar. Constatăm că sunt îndeplinite condițiile din lege pentru desfășurarea acestei ședințe și declarăm deschise lucrările ședinței de astăzi. Ați avut la materialele de la comisii procesul verbal al ședinței de astăzi. Dacă sunt discuții pe acesta. Dacă nu sunt discuții, spunem la loc procesul verbal la ședinței trecute. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Da. Mulțumesc. Îi dau lucrările ședinței domnului consilier Solomon și vă urez mult succes. Bine, doamna secretar, domnule consilier. Am aduce aceste și domnul primar din articolul 38, deci direct pe subiect, fără insulte, fără comentarii. Fără comentarii, nu scriu la cuvânt. O să aibă rivântul fiecare consilier care dorește. După un fără comentarii. Dar nu așa mai comentarii. Da, putem începe ședința, da? Dispoziția numărul 295 a 2019. Ați trimis legea lui Timi, genul meu? Domnul Avocat, acum o știți domnul primar. Ați trimis legea lui Timi, nu l-ați mai primit? Trimis comandarea cetățenilor Consiliului Local al Comunei Buhoi, județul Bacău. Aici ați comentat. Data de 3 decembrie 2019, ora 13, locația sala de ședință a primăriei Comunei Buhoi. Primarul Comunei Buhoi, județul Bacău, având în vedere prevederile articolului 133 aliniatul 1 și articolul 134 aliniatul 1 litera A din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ. În temeiul articolului 196 aliniatul 1 litera B, articolul 197 aliniatul 1 și articolul 200 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ. Dispun. Articolul numărul 1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Buhoi, județul Bacău, în ședință ordinară pentru data de 30 octombrie 2019, ora 13, care va avea loc la sala de ședință a Comunei Buhoi, județul Bacău. Propunerile privind ordinea de zi sunt înscrise în proiectul ordinei de zi, anexată la prezenta dispoziției, parte integrală a acesteia. Articolul 2. Conform hotărârii de urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ pentru asigurarea pregătirea corespunzătoare a ședinței Consiliului Local al Comunii Buhoci, se stabilesc următoarele măsuri. Conform articolul 134, aducerea la cunoștință publică a ordinei de zi a ședinței Consiliului Local în vederea consilierilor la lucrările ședinței. Conform articolul 136, alineatul 1, referatele de aprobare și proiectele de hotărâre vor fi elaborate de domnul Liștor Cristian, primarul Comunii Buhoi, județul Bacău. Articolul 3. Materialele înscrise în proiectul ordinei de zi se comunică președinților comisiilor de specialitate, ale Consiliului Local, toate cele trei comisii de specialitate pentru punerea la dispoziția consilierilor locali pentru avizarea proiectelor de hotărâre. Articolul 4. Consilierii locali sunt invitați de a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre. Articolul 5. Prezenta dispoziție va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău conform articolului 200 din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ și va fi pusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și se va proceda la transmiterea acesteia în vederea afișării din site-urile instituției. Anexă la dispoziția 200/25/10/2019, proiectul ordinei de zi privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe data de 30 octombrie 2019, ora 13. Proiectul numărul 1. Prezentarea procesului verbal pentru alegerea delegatului sătesc a domnului Mereuță Ioan pentru statul Dospinești, inițiator primarul Liștor Cristian. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenții de urgență în cadrul de violență domestică. Inițiator, domnul primar Liștor Cristian. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 82 din 26-10-2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal statul Bijghir, comuna Voi, județul Bacău. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 83 din 26-10-2017 privind aprobarea confinanțării cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal statul Bijghir, comuna Voi, județul Bacău. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Buhoci în AGA, ADIS, să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finanțarea procedurii de licitație organizate în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii, delegarea prin concesionarea a serviciilor de la colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău și a 22 de comune limitrofe. Punctul la proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei energetice a comunei Buhoci, județul Bacău. Punctul numărul 8, diverse. Propunem la vot dacă sunt proiectele suplimentare a ordinii de zi. Da, mai avem un proiect, domnul președinte, pe ordinea de zi. Da, spre aprobarea Consiliului Local. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membrii ADIS. Mai există încă un proiect de hotărâre. În vederea emiterii autorizației de construire și executări lucrări, acordare la rețeaua electrică locuința amplasată în localitatea Dosminești, comuna Voci, județul Bacău, zona Hanu-Siminică, apar niște rectificări acolo, că nu se suprapune pentru autorizația de construire, se suprapune ceea ce am aprobat noi în ședința anterioară, ca și suprafață a comunii peste drumul județean. Dar o să explice domnul... Este pe corn. Da, o să ne invităm. Da, supunem la vot ordinea de zi cu cele două puncte. Începem cu proiectul numărul 1, prezentarea procesului verbal pentru alegerea delegatului sătesc a domnului Meriuță Ioan pentru statul Dospinești. Dăm cuvântul domnului primar. Da. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, domnilor invitați. Avem la punctul 1 pe ordinea de zi prezentarea procesului verbal prin alegerea delegatului sătesc domnului Mereuță Ioan pentru satul Dospinești. Așa cum știți, satul Dospinești nu este reprezentant de un consilier din zonă. Și conform noului cod administrativ, ne permite legea să alegem un reprezentant sătesc. Au avut loc ședințele necesare în zonă, după care s-au votat și cetățenii din satul Dospinești l-au nominalizat pe domnul Mereuț Ioan ca și reprezentant sătesc. Știți că avem multe probleme în zonă cu deșeuri, mai de deșeuri, adrese de la mediu, celelalte probleme de investiții în zonă și pentru a ne ține la curent credem că e necesar să avem un reprezentant în zonă să ne ajute cumva pe satul Dospinești. Atunci, permite să fac o precizare conform legii, deci nu se supune la vot. Se aduce la cunoștință Consiliul Local. Deci o informare și o aducere la cunoștință. Deci domnul Mereuță va participa de astăzi alături de dumneavoastră la dezbateri și la ședințele Consiliului Local. De ce așa târziu? Dacă o fac la legea este prevăzută de acum.
Da, au fost și pe 205. Nu de acum legea. E reglementat, acum conform legii administrative. Băi, legea e de mult. Da, acolo, în sat în care nu există consilier local, se poate alege un delegat. Nu? Nu am mai fost, am mai fost. Am mai fost deja. Ceea ce v-am spus adineaori, faptul că cei de la Garda de Mediu au venit în Comuna Voci și nu numai, au făcut niște verificări. S-a constatat prin procesele verbale și fotografiile depuse la OAT faptul că mare majoritate din deșeuri se află în zona de ospitale și foarte greu să țin sub control. În ideea asta am și solicitat să avem un reprezentant. Bine, acest delegat are drept de vot? Nu. Nu, are același consiliu și consiliu local. Deci, domnul... Și-o să prezinte la ședință, puțin așa fel de probleme care... Este plătit cu indemnizații? Da, ca și un consilier local. Da, cred, mulțumesc. Vă rog, domnul Mereuță, vă prezentați-vă dumneavoastră ca să vă cunoască de consiliu. Îmi vă mulțumesc că sunt ales deocamdată. Și ce să propun? Decât în sat să fie un pic cât mai multă ordine, dacă s-ar putea. Mă refer la oameni din sat, nu la, bineînțeles că noi suntem care, noi produsem și mâncarea și toate. Dar sunt oameni care, într-adevăr, nu au niciun bun simț, ca să luăm așa. Aruncă cu noi la întâmplare, traversează drumul, bagă de la școală, îl duce încolo, ca peste tot, nu e numai la Gospinești, toate comune la fel. Așa mergeți în păduri, mergeți pe Malul Silvestrului, mergeți pe unde vreți, numai așa mizerii și fel de fel de... Ce aș dori, dacă s-ar putea în sat, mă refer pe timp de iarnă, când e zapata mare, alunică, paternează mașoi, nu știu. Și așa mai departe, aș dori să aducă bară niște nisip, cu sare mult în el, ca să fie când domnul Liviu sau nu știu, șoțelul care e. Așa, el știe ce-o pățit. Știe ce-o pățit și l-am ajutat și-o cu ce-am făcut acolo. Dacă aș mai dori, dacă se poate, o cabină de asta care să fie ca într-un fel de stație de autobuz. Deci o cabină micuță, ca pentru elevii care merg la școală, plouă, ninge, bate vântul, să stea și la dos până vin microbuzul să ia, să duc la școală. Și o băncuță, poți să fii mijloc acolo așa. Numai să o trebuie să-și meargă în spargă astea. Păi să rog mai spargă cu jos, ca și la răspuns. A fost din ora acolo la Lupaie, că poate e aproape de casă, poate nu-l spargi nimic. A, dar trebuie și la ăștia, trebuie și la ăia, trebuie două locuri. Da. Domnul Mereuță, Franco, nu vă ia în încerc. O să țineți aproape cu conducerea primăriei și chiar și puteți iniția proiectul de hotărâri. În sensul ăsta, dacă aveți acolo probleme. Chiar dacă s-ar putea fi videocat. Păi, asta vă invităm. Dar la școală, la școală acolo se poate folosi, eu știu... Acolo nu ar fi rău, dacă e la postaie la Vasăriu și acolo trebuie doar să fii și la să spui din viața, să spui după și pleacă ei, să zicem să stea. Cu un părinte care îmi soție și copilul în fiecare zi. Da. Așa cum ce era un părinte și să spui și te spui. Școală, cadă, cum se poate folosi? Chiar am văzut de propriu, îi bate cu un părinte. Da, chiar a existat această necesitate de a avea un reprezentant sătesc, așa cum trebuie de legea în satul Dosfinești, deoarece în ultima perioadă ne-am pripopsit noi Comuna Voci cu cantități industriale de moluz, cărămizi, tot felul de material de construcție. Vreau să informez pe această cale Consiliul Local, sunt pe acesta cetățenii din Comuna Voci, că fiecare dintre noi trebuie să avem o atitudine participativă la această situație, că o situație extrem de gravă. S-a muncit o săptămână de zile cu buldo, cu salariații din primărie, pentru ca aceste materiale să fie îndepărtate, având în vedere că Garda de Mediu ne-a trimis o notificare pe GPS exact cu toate
grămezile de gunoi cu locația exact, așa cum prevede legea. Și am fost nevoiți să rezolvăm această chestiune și suntem nevoiți să rezolvăm permanent, dar trebuie să înțelegem cu toții că această activitate, care nu este o activitate când vrem să o facem, trebuie să o facem, este o activitate care aducă cheltuieli. Adică trebuie ca fiecare, și consilieri, și cetățenii, să participe la prevenirea acestor situații. Eu am fost de nenumărate ori, am surprins anumiți indivizi, au închis ușile când am ajuns acolo. Într-adevăr, deja există sprijinul domnului Meriuț după ședința la care a fost investit pentru reprezentantul sătesc și am participat împreună la rezolvarea acelor chestiuni și rugămintea este în continuare să fiu sesizat atunci, să fim sesizat atunci când sunt mașini care vin cu... Și amendați, nu? Păi, se-i prinde, se-i prinde, toată chestia se-i prinde. Asta mi-a dorit. Nu, vin din exterior, nu din exterior. Nu din exterior, nu. Asta vreau să știi toată lumea, este o chestiune. Pe care îi prindeți, au relații și au de telefon și gata, au iertat. Deocamdată nu i-am prins, asta e situația. Sper să... Așa suntem. Mulțumesc pentru înțelegere. Da, faceți de urmă. Aș adăuga și eu un lucru foarte important și aș ruga executivul, dacă se poate, să mai facem niște țarpuri din astea, să mai îndesim prin omul. Haideți să discutăm astea la diverse. Dar nu e vorba de așa ceva, ce discutăm, domnule? Dacă nu dați voi și cunoașteți foarte bine lucrurile, eu v-am spus. Nu mi-a domnului și ce am discutat? De mizerie. Vor fi la diverse ce doriți. Mulțumesc. Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazul de violență domestică. Inițiator, domnul primar Iștor Cristian. Secretarul dumneavoastră. S-a modificat legislația, avem o adresă de la Consiliul Județean, prin care ne acordă un termen pentru a adopta această hotărâre. Este vorba despre o comisie formată din specialiști ai instituției, poliție, preot, medic, director de școală, care să se deplaseze imediat atunci când este sesizată. S-a pus la dispoziție mașina instituției, autoturismul de dotare și am venit cu acest proiect de hotărâre. Membrii comisiei. Domnul viceprimar este președintele de comisie, doamna Mihaela Zaharia, domnul Dante Florea, care este șofer, domnul Lefter Marius, care este cu situație de urgență, doamna directoare a școlii, Popescu Paulina, și avem contracte de colaborare cu poliția și cu medici. Iar doamna Mihaela Zaharia, referent social, este desemnată în calitate de coordonator al echipei. Dacă cineva are ceva de adăugat pentru proiectul prezentat, supune la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Unanimitate. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 82 din 26-10-2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție, reabilitare, modernizare, grădinită cu program normal, statul Bișghir, Comuna Buhol și DF Bacău. Inițiator, domnul primar Iștor Cristian. Da, așa cum știți, avem proiectul de reabilitare a grădiniței cu program normal din statul Bișghir. Am procedat la ridicarea pe SEAP. Am stat aproximativ 3 luni cu lucrarea pe SEAP, nu s-a interesat nimeni. Pe final a venit un constructor, au avut loc acele negocieri legale, s-au schimbat un pic indicatorii, s-au reactualizat, să zicem așa, indicatorii, s-au jucat de treabă, se muncește la obiectivul respectiv. Ca atare, supunem spre aprobare modificarea
ceva de adăugat în proiectul prezentat domnul primar, supune la vot. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 83 din 26-10-2017 privind aprobarea confinanțării cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare grădinită cu program normal statul Bișghir, Comuna Voie, județul Batou. Inițiator primar este Cristian. Da, pot să spun că proiectul de hotărâre numărul 4 este legat de proiectul de hotărâre numărul 3. E vorba de cofinanțare pe același proiect din partea UAT-ului. De aceeași treabă. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Unanimitate. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de evidență și cheltuieli pe anul 2019. Inițiator primar Ștor Cristian. Da. Am făcut o analiză pe buget împreună cu doamna contabilă și am constatat că ar mai trebuie luate niște sume din unele capitole și duse spre alte capitole. Mai exact, am luat din zona de investiții 12.000 și mă refer când spun investiții, vorbesc de investiții care nu se pot realiza anul acesta. Cum ar fi parcarea primăriei care a fost trecută într-un proiect, dar o facem cu, în regie proprie cu angajații noștri. Și aici nu mai survin cheltuieli majori. Da. Se diminuează. Și le-am dus în alte zone, cum ar fi cheltuieli administrație, poștă, telecomunicații și așa mai departe. Am mai luat dintr-o zonă din capitolul 680205, cheltuieli de asistență socială. Aici am prevăzut mai mult, am fost pe plus. Și am dus în zona serviciilor de iluminat, public, avize pentru diferite autorizări la documentații de autorizare, drumuri comunale, asfaltare drumuri comunale și pereu betonat și așa mai departe. Am adus în zona de carburant și în zona de drumuri pentru dezăpezire. Da. Dacă cineva are ceva de adăugat, numărul 5, supune la vot. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Buhoci în AGA, ADIS, să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finanțarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii, delegarea prin concesionarea serviciului de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Inițiator primar Ștor Cristian. Dar aș ruga pe domnul Bici să facă o expunere pe tema asta. Da, deci... De obicei fac eu o intervenție, dacă permiteți. De obicei, ce primarul comunei era reprezentant Consiliul Local. Au practică, da? Acum o să prezint în domnul Bici și faceți propunerea. Păi dacă deja ai ales, să mai facem propunere. Votăm. Ales că nu am avut nici documentele pe masă, votăm, dar acum mergem așa înainte, că e mai frumos. Alea pe care vreți să ne le expuneți. Asta e introdus pe ordine. Păi dacă e introdus, nu trebuia să știm, domnul primar. Nu este introdus. Dacă nu este introdus. Deci proiectul de domnul, faceți o mică confuzie. Nu este adevărat, domnul, aceste documente mi le-a scos din dosar doamna secretară. Dar aveți ordinea de zi, uitați ordinea de zi, domnul consilier. Hai să nu facem confuzii. Domnul consilier, punctul la care facem noi referire acum este punctul numărul 6, care se intitulează proiect de hotărâre, privind, s-a discutat și în comisie, privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Buhoci în AGA ADIS. Proiectul care l-am propus eu, sigur că da, proiectul care l-am propus despre
adăugare este modificarea regulamentului, care este un punct care s-a votat acum pe ordin de zi. Noi suntem acum la punctul numărul 6. Da? În care noi, Consiliul Local Buhoci, așa cum spunem noi, trebuie să alegem un, să mandatăm un reprezentant al Consiliului nostru, în Aga Adis. Este ales dinainte? Nu are ales. Face propunerea. Eu am spus că era un Vicele primar este reprezentantul Consiliului Local. Este corect propunere, dacă e bună. Și fac eu propunere. Eu fac propunere. Eu își fac propunere ca domnul viceprimar să participe la... Deci el să fie reprezentant al Consiliului Local. Pentru Oaga. Pentru Oaga. Cine este pentru? Da. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei energetice a comunei Buhoci, județul Bacău. Inițiator, primarul Stea. Da, așa cum știți, din ședința trecută, v-am făcut invitația pentru a veni și a dezbate, a verifica această strategie și a venit cu completări. Până la această oră au venit o parte din consilieri, au verificat și am considerat că totul e ok. Acum supun spre aprobare această strategie. Are cineva ceva de adăugat? Spune la voi, cine este pentru? Abținere împotriva? Domnului viceprimar cu primul proiect. Suplimentar. Acum suntem cu proiectul care l-am propus spre aprobare. Poftiți, domnul Munteanu? Da, deci am primit o adresă de la EcoSud, prin care ni se cere, având în vedere că s-a modificat legislația, prin introducerea ordonanței de urgență numărul 74 pe 2018, pentru modificarea și completarea legii 211 pe 2011, privind regimul deșeurilor. Am primit această adresă, am întocmit proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului. Dacă vreți să vă fac o prezentare asupra faptului că ce reprezintă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară sau Organizare Bacău, noi am discutat de foarte multe ori și am și aprobat să facem parte din acest sistem. Sunt modificările care le impune, de fapt, ordonanța de urgență. Dar suntem nevoiți tot de către această ordonanță să spunem spre aprobarea Consiliului Local. Deci fiecare membru în adis să spună spre aprobarea Consiliului Local acest regulament. Da, dacă nu mai sunt comentarii, supune la vot. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Domnul Mocanu. Nu cred că vă bine. Acum dăm cuvântul domnului primar cu proiectul de hotărâre care ne-am adăugat. Da. Eu aș avea rugăciune ca domnul proiectant să prezinte un pic situația. Bună ziua, Cristian Andresă, proiectant pentru Deodaz Green. Lucrarea în discuții, la lucrare în discuții, e vorba despre o alimentare penitenciară, despre o locuință în Dospinești, Hanul Seminică. A mai fost solicitată și obținut o hotărâre din Consiliul Local pentru atribuirea, darea în folosință. Gratuită, dar a dreptului de uz și servitutii către Deodaz Green, conform codului administrativ și a legii energiei și a gazelor naturale. După cum știți, instalații electrice, gaze și așa mai departe sunt instalații de utilitate publică și atunci sunt
supuse și codului administrativ și în cazul ăsta și la legii energiei. În solicitarea anterioară s-a dorit o suprafață de 22,5 metri pătrați și s-a obținut hotărâri de Consiliul Local, cred că în august anul ăsta. S-a depus pentru autorizație la Consiliul Județean, cei de acolo au fost cumva, oarecum, mai catolici decât papa, așa, vor ca să obțină două hotărâri de Consiliu, două hotărâri, una de Consiliul Local și una la Consiliul Județean, cu suprafața respectivă de 22,5 metri pătrați împărțită în două. Una din ea era reprezenta supraversarea drumului județean și nu aparține Consiliul Local Primăriei, cealaltă porțiune aparținea Consiliul Local. Atunci, pentru a putea obține autorizații de construcții, am fost nevoit, așa, să redepun documentații pentru o nouă hotărâre de Consiliul Local care să o modifice pe cea anterioară privind suprafața, care a fost inițial de 22,5, să fie 15 acum, sau 15,5. Așa, și pentru 7 metri pătrați, aferent zonei de siguranță a drumului județean, 7 metri de o parte și de alta, ori 0,5, deci este 7 metri pătrați, 14 metri din iar, 7 metri pătrați, așa am solicitat la Consiliul Județean. Când le adun pe astea două, redepun la Consiliul Județean în ideea primirii autorizației de construcții pentru un branșament, de fapt. Mulțumesc, domnul inginer. Cred că a fost destul de explicit, domnul inginer, acum e greșit. Un pic, da, vreau să mai... Am eu ceva de... Tot de la dumneavoastră au fost cu lucrările efectuate sus, acolo cu contoare scoase la stradă. Da. Și avem, ne puteam numi la Sfervinț 2. Pentru doi stânt unul lângă altul, rămași în picioare. Aveți vreo echipă, ceva care vine să dea? Eu sunt prestator de servicii pentru Delgaz Grid, proiectant pentru partea asta. Din lângă echipă, cineva care avea, poate îi sensizat să vină din lume. Rămași câte doi stânt așa în picioare. Ca să rezolvi problema, pot lăsa un număr de telefon. Eu știu la domnul primar, la doamna secretară, respectiv a șefului centru de Bacău, care poate vedea care este stadiul, cine execută acolo, care e prestatorul de servicii pentru Delgaz Grid. S-au făcut lucrurile în zonă și nu mai dat lucrurile. Da, puteți lua datul număr de telefon la secretarea cu primărie și atunci ei să ia lucrurile. Cumva pot fi tranșa răspunde. Da, așa, dacă nu și-au făcut lucrurile. Da, să pune la voi, cine este pentru? Da, atât. Da, cine e împotrivă? Telefon, da. Trecem la ultimul punct diverse. Domnul Mocanu, aveți cuvântul. Eu sunt al doilea, domnul... Dumneavoastră, domnul Șculat. Domnul Mocanu, v-am promis, mă țin de cuvânt. Primul. Domnul, chiar dacă aveți de-a face cu mine o sperie de glumă, să știți că vă cunosc foarte bine. Vă mulțumesc pentru modul de a introduce. E păcat că vorbiți foarte rar, dar când vorbiți... la subiect. Am să mă refer la două puncte și am să rog executivul să ia măsuri, pentru că în satul Dospilești, mai bine la Macovei, de 3-4 luni nu funcționează bine. În satul Buhoci, la Ungureanu, nu funcționează bine. La domnul Patraș, curios, în față, acolo nu funcționează becul, dar probabil dumnealui stii în hibernare și nu observă becul, că nu funcționează la atât timp. Sau probabil l-a prins, un alt bec care nu funcționează este la domnul Ciocan. De urmă, un lucru care mă adresez domnului primar. Faceți tot posibilul ca elevii când merg la școală, cetățenii când merg la servicii, să aibă lumină. Dacă dumneavoastră nu, chiar nici la aceste ore, când oamenii se pregătesc să meargă la servicii, nu puteți să le asigurați câtuși de cât o lumină, nu știu ce măsuri vreți să luați. O altă problemă la care, curios, care văd că în satul Bijghiri există totdeauna posibilități, trec deseori prin cimitirul, pe lângă cimitirul ăla din satul catolic de la Bijghiri. 12 becuri sunt aprinse la. Domnilor,
În satul Buhoci nu s-a putut duce un WC ecologic. M-am rugat către domnul executiv, domnule, duceți, domnule, și la noi, în cimitir. Dar la cimitirul catolic din satul Vișghiu pot în fiecare seară 12 lumini. Dacă nu mă convingeți, vă fac și poze, vă arăt și poze, dacă doriți. Dar se poate. Lumini există. Dar se văd 5.000 de morți acolo. De asta probabil. Da, domnul Antuca. Da, cred că de asta. Bine, dar morți sunt și în comuna Buhoci, unde sunt ortodoxi. Dar asta e o altă problemă care... De populație. Și n-ai văzut că la ortodoxi nu sunt decul. O altă problemă... Dați voi să fiu și eu punctual la ceea ce ați afirmat dumneavoastră, după care continuați. Ați... Și ideea faptul că iluminatul public nu funcționează la parament. Având în vedere faptul că a fost schimbarea de fus orară acum, probabil automatizările n-au funcționat cum trebuie. Azi am avut... Treaba vicelui primar, trebuie să o ocupi. Deci astăzi, cineva a sunat, se pare că e în sală domnul Ciocan. Eram programat pentru data de mâine, pentru a reprograma acele automate de la PTH-uri, am insistat și am refăcut situația astăzi. Diseară sper să fie iluminatul în parametri. Mai puțin cu becurile care trebuie schimbate. Domnul Vice, vă rog frumos, vă notați când vine echipa de specialitate să verifice ceva. Ceea ce ține de cimitir și de acuzile făcute, eu știu foarte bine că fostul viceprimar s-a ocupat de un proiect pentru cimitirul din Boți. Domnul fost viceprimar, domnul Pușcălariu, știți ceva? Dumnezeu, vă spune la Bișghir, nu dau guvernul. Bun, păi da, spune că la Boți nu s-a făcut nimic. Domnul... Spuneți dumneavoastră, știți ceva s-a făcut la Boci? S-a făcut, domnule, este lumină, dacă nu vă duceți noastră. S-a făcut, s-a dus la cimitirul. Nu, mă exprim foarte clar. În cimitir, domnule. Mergeți și la noi în Buhoci, în cimitir, seara și arătați-mi de lucru. Ce dracu, eu vorbesc românește. Dacă dumneata ești de altă origine, pare rău. Dar eu vorbesc românește. Domnul Mocanu, ținând cont la Bișghir, există un primar, o biserică, un cimitir, aia trebuie luminată, trebuie păzită. Dar este și la ortodox în cimitir. La ortodox nu este cimitir, domnul. Vedeți că vorbiți pe rând. Domnul președinte, vorbiți pe rând. Nu este domnul. Domnul fost viceprimar. Domnul Pușcălariu. Explicați-i de ce în Buhoci nu există lumină în cimitir și explicați de ce în catolici. Domnule, ce... Dar nu lumină este la mestea. În Buhoci este. Deci e vorba de Bișghir. Acolo în spate face că sunt doi stâlpi de Elia. Pe care nu s-au putut mă atac să rup. Unde? La Bișghir. Cimitirul ortodox. Ortodox. Da. Vedeți că ușor, ușor sunt mai multe voci care încep să vorbească. Uitați, sunt nemulțumiți. Deci dacă acum avem buldo în dotare și așa, poate să ia așa un pic de... Uitați, luăm doi stâlpi la Pușcălari, sunt acolo la dealul stâlpi. Am patru, am acolo avea rezerve, ducem. Chiar îi propus doi pentru aici să... Au fost montați doi stâlpi aici în cimitirul de la Buhoci. Ar mai trebui doi la Bișghir și să rezolvăm problema. Da, sigur. Pune stâlpi de tot. Părerea mea. Acum, depinde de domnul... Da, lăs să termine domnul Mocanu, nu știu. Și al doilea punct, pe care am rămas surprins, dar mi-a plăcut. Ați făcut tot posibilul ca să le închideți gura celor care participă la ședință, la ședința ordinară. Și la ședința ordinară este acel punct divers. Nu știu de ce acea ședință se mai cheamă publică. Pentru ce mai participă X, Y, Z din sală? Când le-ați pus pumnul în gură ca să nu au acești cetățeni să nu participă. Este o lege care este trecută prin Parlamentul României. Stați. Întrebați-l, sunați-l pe domnul Paleologul. Întrebați-l pe domnul așa ceva. Domnul președinte, nu faceți să vă șcălim, că dumneavoastră nu știți cum vă cheamă, domnule. Cine a pus
cine a pus domnul domnul președinte, interesați-vă la vecinii noștri. Dacă acolo, am discuții cu dumneavoastră. Uitați-vă în grădina dumneavoastră, nu cu de vecinului domnului. Domnul președinte, aveți dreptul prin legi să interrupeți. Eu m-am adresat domnului primar. Nici, nu. Eu m-am adresat domnului primar. Nu, dumneavoastră. Nu, domnul primar. Nu, domnul primar. Cei din Cote, cei din Tamaș, din Traian, din Sora, din Legea, vecinii cetățenii au dreptul. Mutați-vă, domnule, la Tamaș. Au dreptul la cuvânt. Mutați-vă, domnule, la Tamaș. Eu nu discut cu dumneavoastră. La Hertioana. La Hertioana. La Hertioana. La Mișto. Nu poți la Mișto. Haideți să reglementez și în... Nu știu de ce mai vin oamenii, le-ați închis gura, gata, nu mai veniți degeaba, stimați, veniți degeaba, mi s-a pus până în gură, nu puteți discuta. Dar și la comentarii eu i-au pus până în gură, dar dumneata nu înțelegi nimic. Dumneata nu înțelegi nimic. Faci pe alții... Cum îi faci? Domnul Bădrașcu, ar fi bine să mă treziți din hibernare. Gata. În fața dumneavoastră aveți acel pic de 3 luni de zi, dar nu funcționează și vreau să nu pune niciodată probleme. Mai are 2 săptămâni, 3 luni. Și nu stau în hibernare, e simțit plăcere. Domnul Bădrașcu, e simțit plăcere. Păi tot jignește. Dumneata jignește, eu nu jignește. Domnul Bădrașcu, susțin. Mulțumim. Poftiți, domnul Bădrașcu. Trebuie să intrerup convorbirea. Da, conform legii, atâta timp să jignești un alt consilier, ai dreptul să întrerup. Păi scuza cuvânt, dar oameni cuvântul. Domnul Bușilabiu. Da, aș avea două convorbiri. Aș avea de sădul domnului. Vice, era una să leagă cu problema lui domnul Mocanu. Dacă este inițiativă, stâlpii sunt acolo, nu i-o dat nimeni jos. Posibil o să facem o treabă frumoasă ca altă medă de lumea. Anul care suntem și mai ales cu atâtea treburi și nu avem iluminat în cimitiriul. Nu de altă, dacă nu se vină, veniți de luați lumină, nu o să aveți unde să ia, știi? De acolo să fie. Așa, da. Stâlpii sunt, după cum v-am spus, avem buldo, se poate, dacă are bunăvoință. Dacă ne dă așa aprobarii aia de la Ios, nu... Nu, sunt stâlpii mei, de-aia vă spun eu. Când au fost tras, chiar nu i-au luat, de-aia, dacă prezint un act. Știți că eu nu vine cu treaba. Sunt al lor. De unde al lor? Eu pus ei, zice, după 3, 4, 5 ani, intră în proprietatea omului. De unde se intre dacă nu are act? Deci dacă e mai slab de firii, da. Totul trece la Ion. Și când Ion îți ia-și pe pliculeț, ca să-l prinde acasă, la bănuț. Din câte știu eu, la cimitirul din Vișdir au participat, inclusiv preotul și cetățenii cultului respectiv, deși au montat stâlpii. După care, investiția cealaltă de a monta lămpile a fost suportată de către Consiliul Local. Domnul Mocanu, vă văd atât de înfervântat. Vă rog frumos, luați inițiativa, montați stâlpii aia și cu mare drag ducem lămpi și fie sunt, dar eu am spus că există lumină numai acolo și dincolo nu. Am spus că există acea discriminare. Păi, de ce vă deranjează? Asta este realitatea. Mergeți seara și mă uitați. Nu e nicio discriminare, domnule. Nu, domnule. Cu asfaltul, nu. Cu apa, nu. Cu grădinița, nu. Cu cimitirul catolic din Buhoci. Toți stâlpii o duc părintele Ireniu. O duc părintele Ireniu. Eu nu ești primarul, nici doamna secretară. Nici consiliul local. Eu nu pot fost un om mai înțepat și nu știu să discute. Dacă m-au scris la cu dați-vă, vă da, poftiți, domnul. Vă scris, vă rog, politicul ăsta, așa și dumneavoastră. Chiar dacă sunteți președinte ședința. Așa. Haideți ca să mai facem chestia asta. Dă urât. E ortodox, că e catolic. Haideți să facem. E pentru comună și pentru cetățenii comuni. Așa am votat. Pentru binele, nu pentru interesul nostru. Haideți să facem să fie și acolo și aici. Chiar dacă aici din 90 încoace n-a fost și s-a realizat, eu zic un lucru bun. Nu ia nimeni cu el. Nici iluminatul, nici ce s-a făcut. Cu asta s-a încheiat. Ce aș avea de comentat ceva? Întrebare pentru domnul Vici. După cât știți, dacă nu aveți detalii, vedeți vă da eu. Împreună cu Garda de Mediu au fost ceva controale, amenzi date, ci nu am putut da la nivel cu poliția, că erau prea mici. A trebuit să mai stați și pe teren ca să mai prindem, că altfel nu. Nu o să stea nimeni, ne-ai om, ne-a costică să ne spună. Eu am, din discuția purtată cu domnul Timi, cu vocabularul, era cu persoane care le-am găsit noaptea, cu moluz, cu mașini, cu
Deci de acolo a plecat chestia cu... Și poate a fost un pic ieșit așa, dar mai trebuie. Trebuie să stăm și pe teren și pe... Să mai pândim câte o mașinuță, două, trei, și așa. Nu? Da, deci mulțumesc domnului consilier pentru sugestii. Sunt cât se poate de pertinente, numai că eu mi-asum întotdeauna răspunderea pentru anumite lucruri sau pentru lucruri care le fac eu care, sau care intră în domeniul meu de activitate. Grămezele alea de moruz, care au fost, am fost nevoiți să le ridicăm în urma controlului la gardul de mediu, sunt mult înainte de a fi eu viceprimarul Comunei Buhoci. Asta nu înseamnă. Asta nu înseamnă. Asta nu înseamnă. Cu garda de mediu, asta nu înseamnă că, asta nu înseamnă că din momentul în care sunt viceprimarul, am fost ales viceprimarul Comunei Buhoci, nu trebuie să rezolv toate chestiunile astea. Doar am spus doar ca un amănunt, ca o, o explicație a celor spuse de dumneavoastră. Vis-a-vis de iluminatul public, într-adevăr, sunt problemele care le reclamați. Sunt probleme, așa se întâmplă. Bună oară la, chiar la dumneavoastră pe stradă. Am pus becul când a venit echipa și după 3 zile nu a mai funcționat. Nu are, nu are. Nu, nu, dar se întâmplă lucruri de astea. Atâta timp cât avem o instalație veche care este de foarte mult timp, mai anunțăm, mai trebuie să mai informăm încă o dată cetățenii și Consiliul Cetățenii, noi avem două proiecte de hotărâri, care le-am aprobat noi, le-am votat noi. Este un proiect de extindere a rețelei electrice, un proiect de modernizare. Eu sunt convins că în momentul în care vom avea modernizarea făcută cu instalații de ultima generație din punct de vedere tehnologic, nu o să mai fie aceste probleme, sau nu o să mai fie atât de dese. Până atunci, și atunci ca să fie și ca și în alte locuri. Noi avem contract, sigur, dar noi avem contract de mentenanță cu firma respectivă. Atunci spunea că viceprimarul a fost domnul Mocan, vreo 3 ani viceprimar. V-ați confruntat cu aceste chestiuni la care acum clamă, pe care le clamați cu dreptate. Deci instalația este veche și mai sunt probleme în care nu numai becul s-a arde, mai sunt, becul este, i-am pus și eu pe traseu. Am fost chiar la domnul Ciocan. M-am dus imediat cum m-a sunat domnul Ciocan, m-am dus, am dat drumul la lumină, am văzut becul aprins. Vreau să-i spun, domnul Ciocan, faceți glume cu noi? Când ne-am întors înapoi s-a stins becul și am stat acolo vreo 10 minute și s-a prindea să stingea becul. Deci mai sunt și alte de chestiuni. Deci eu fac tot ce este posibil. Nu la aia sunt referere, am făcut referere, la cimitir. Am înțeles, la cimitir, am înțeles lucrul acesta la cimitir. Evident că după... Împreună cu sprijinul meu, altul, punem numărul, că pentru aia suntem nu numai la luat bănuțul. Deci, domnul, o să găsim, aici o să găsim, clar, o să sunt pe acolo, avem buzul, hai să duceți face, dar suntem în 2020. Noi, când am venit aici în Consiliul Local, nu știu dacă erați membru atunci, la vremea respectivă, noi nu aveam un drum cale de acces spre cimitir. Datorită faptului că... Dar iarăși dăm de moștenia aia veche. S-a închis drumul de acces și trecea prin terenul de pot. Acum s-a reglementat. Tot s-a făcut. Haideți să vă rezolvăm și această chestiune. Trebuia lăsat un opos, că era cel mai bun. Asta e. E bine, nu era poate era. Aici s-a făcut. Loc mai rău, ce mult serios, nu eu colegi. Acum mai las. Așa, 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 da, domnul Pimar, din zona Beacuzei a domnului consilier Mocanu, că nu punem pumnul în gură, nu e așa, domnul. Respectăm cadrul legal. Domnul președinte, o să declare ședința închisă, după care Bașugaș prin asta s-a asistat la cuvântul doamnei Popa. Deci ca să fim în spiritul și litera legii, da? Asta nu înseamnă că o să punem pumnul în gură cuiva. Dacă suntem interesați de bunul mers al comunii, putem sta și după ședință să ascultăm doleanțele cetățenilor. Ca așa la punctul de viață nu mai este nimic de adăugat, declar ședința închisă.